din Geneza, capitolul 1, versetele de la 24 la 31. Geneza, capitolul 1, versetele de la 24 la 31. Dumnezeu a zis, să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târâturile pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate tărătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu i-a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod ca sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Amin. Poporul Domnului, ocupați-vă locurile. În seara aceasta o să fie primul cuvânt de predică din cadrul acestui seminar pe care îl vom prezenta anul acesta, socotind că oamenii au fost creați de Dumnezeu și așezați în familie. În 25 de versete, Biblia prezintă întreaga creație ca un cadru în care este așezată familia. În alte 42 de versete din primele 3 capitole ale Bibliei, Dumnezeu descrie bărbatul și familia lui. Dumnezeu a dorit să spună, prin felul în care a prezentat creația, că toată această creație este subordonată ideii de familie. Un cercetător pe care îl cheamă Thomas Holmes, după 25 de ani de studiu, studiind efectele de stres asupra omului, a ajuns la o concluzie care ne va surprinde. Puțin mai târziu o să spun câte ceva despre asta. Relațiile din familie sunt cele mai puternice relații pe care un om le poate avea. Nici o relație pe care un om o are în viață, copil, adolescent, tânăr, adult sau în vârstă, nu se poate asemăna nici pe departe cu intensitatea, complexitatea, și măreția relației de familie sub protecția legământului Divin. De aceea, Dumnezeu i-a dat lui Adam misiunea să numească viețuitoarele pământului. Pentru că întotdeauna numindu-le, a găsit un El și o ia. Și la sfârșit, după ce și-a încheiat misiunea, și-a dat seama că El nu are ea. Și atunci s-a simțit singur. Dumnezeu i-a dat o misiune. Și pe lângă misiunea de a numi animalele, misiunea aceasta a avut și rolul pedagogic de a-l pune pe Adam în situația să realizeze că el este singura ființă, e adevărat, superioară animalelor, care nu are ea, ci este doar el. Prin comparație, omul poate să măsoare lucrurile mai bine decât prin logică. De aceea, el s-a simțit singur când a descoperit că este doar el, fără ea. În această seară, în această lecție introductivă, aș vrea să vorbesc despre importanța familiei. Atunci când vorbim despre importanța familiei, trebuie să spunem că această importanță este dată de statutul pe care Dumnezeu l-a acordat familiei. Observați că familia este cea mai veche instituție și nimeni nu a putut să o schimbe. Este adevărat că în rândul oamenilor care sunt dușmanii declarației lui Dumnezeu, s-a redefinit acest statut al familiei. Ei și-au permis să se lupte împotriva Creatorului și să definească, să redefinească formula pe care Dumnezeu a definit-o în Eden. Dumnezeu a dat un anumit statut familiei în ceea ce privește regulile, responsabilitățile și misiunea. Acestea nu s-au schimbat până în ziua de astăzi. Nu există în lumea noastră nici o instituție care, de la înființarea ei până astăzi, să nu-și fi schimbat anumite reguli interioare pe care le-au descoperit ineficiente prin practicare. Familia este singura care, așa cum a fost așezată de Dumnezeu, a rămas de-a lungul mileniilor, fiindcă este singura instituită de Dumnezeu. Aceasta vorbește despre competența și înțelepciunea lui Dumnezeu, care a făcut un lucru atât de bun încât, după mii de ani de funcționare, nu are nevoie, permiteți-mi un, un, un termen mai, mai, mai tehnic, mai mecanic și mai bărbătesc, nu are nevoie de a fi segmentat. De a fi restaurat, de a fi reparat. Pur și simplu funcționează pentru că Dumnezeu face un lucru să funcționeze fără să fie nevoie de intervenții. Atunci când vorbim despre statutul familiei, care demonstrează importanța familiei, trebuie să spunem faptul că acest statut al familiei pune în poruncă, pune în evidență porunca divină. Asta înseamnă că Familia este importantă prin faptul că a poruncit Dumnezeu să existe familie. Familia aceasta a apărut în existență prin voia Creatorului. Orice persoană care trece dincolo de ce a poruncit Dumnezeu devine un adversar al lui Dumnezeu. Porunca este următoarea. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine. Este adevărat că această regulă are și o excepție. Pavel atunci când introduce celibatul, celibat înseamnă a fi famen, ori prin constituție, ori prin alegere, adică angajamentul unei persoane, bărbat sau femeie, să nu se căsătorească niciodată. Un angajament care vine din neputința de a te căsători sau din misiunea de a rămâne singur dedicat lui Dumnezeu în slujire. Ei, celibatul sau celibatarii sunt oamenii care nu se căsătoresc. Ei sunt o excepție la regula divină, o excepție permisă de Dumnezeu. Pavel o încurajează în contextul slujirii care elimină responsabilitățile de familie. De altfel, foarte mari și multe. Dar este porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a zi, a zis, nu este bine ca omul să fie singur, e ușor. Să fii singur. Dar nu-i bine. E greu să fii căsătorit, dar e frumos, e util, are perspectivă și mai mult decât atât, e semnificativ. E foarte semnificativ. Pentru că te uiți în urmă la un neam de oameni care a ieșit din tine. Nu este bine ca omul să fie singur. Eu, Dumnezeu, spune Domnul, mă angajez să-i fac o ia potrivită pentru el. Familia este importantă pentru că este concepută de Dumnezeu, care a modelat, care a proiectat și care a organizat viața pe planeta Pământ pe care a creat-o. De aceea, omul care se luptă împotriva familiei, se luptă împotriva lui Dumnezeu. Familia nu este instituită de creștini, este susținută și practicată de creștini, fiindcă aceștia sunt urmașii lui Iisus Hristos, creștini de la Hristos. Dar... Dumnezeu Creatorul a instituit familia. Este porunca lui Dumnezeu ca să existe familie. Observați că există două lucruri, ambele greșite la capitolul acesta. Ele sunt niște alternative care încearcă să redefinească formula divină. Prima dintre ele, căsătorii greșite și necăsătorii greșite. Căsătorie greșite. Sunt oameni care se căsătoresc într-o manieră greșită. Intră în căsătorie prin păcat, se comportă în cadrul căsătoriei în mod păcătos, nu și asumă responsabilitățile de familie, își permit tot felul de alte atitudini care uzurpă instituția familiei însângerând-o și aceasta este o căsătorie greșită. O căsătorie greșită este la fel de greșită ca oricare alt lucru greșit. De aceea, când un om vrea să conducă o mașină, el nu-și poate permite să redefinească maniera de a conduce potrivit regulilor din țara respectivă. Nici unul dintre noi nu-și poate permite să conducă mașina pe culoarea roșie a semaforului când ajunge la intersecție. Noi nu ne putem permite să redefinim legile de circulație și culorile la care ne oprim sau trecem la semafor. Ele sunt definite de o autoritate, iar noi nu avem competența să le redefinim. Noi suntem doar niște simpli componenți în trafic care avem oportunitatea și onoarea să circulăm și să respectăm. Dacă nu respectăm, ne pierdem dreptul de a mai circula. La fel este în căsătorie. Dumnezeu ne dă onoarea să ne căsătorim, să ne înscriem în traficul celor care îl onorează pe Dumnezeu căsătorindu-se, dar în momentul în care facem altfel, intrăm în conflict cu autoritatea care a creat culorile de la semafor și a spus asta e bună, asta e greșită. Cine se căsătorește într-o manieră greșită, este imposibil să fie binecuvântat și să aibă parte de fericire, de satisfacție. Și de liniște. Dar și necăsătoria poate deveni greșită atunci când omul încearcă să-și împlinească dorința intimă care se împlinește, de fapt, în căsătorie, necăsătorindu-se. Și acestea sunt aventurile, concubinajul, autosatisfacerea și multe altele pe care nu le amintesc. Toate acestea. Sunt niște metode păcătoase, inventate de omul care vrea să trăiască împotriva voinței lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om cu capacități de a se îndrăgosti. Există o, o, o dimensiune hormonală foarte complexă în om și o singură funcție de aceasta, dacă se dereglează, este mult mai greu decât să tratezi un organ fizic, decât să pui un os la loc sau să tratezi ceva ce efectiv e material. Cele mai, cele mai dificile intervenții medicale sunt acestea pe funcțiile acestea. Și omul are capacitatea când trece de 12-13 ani la fete și 2-3 ani mai mult la băieți să se activeze potențialul acesta hormonal care îl face pe băiat să realizeze că el e diferit de fete și că e foarte atras de acestea. Și dintr-o dată apare capacitatea de a te îndrăgosti și dorința irezistibilă de a te căsători cu persoana de care te-ai îndrăgostit. Și lași tu pe mama care te-a purtat în pântece, lași tu pe mama care te-a legănat și te-a învățat să vorbești, lași tu pe persoana care ți-a fost cel mai bun prieten pentru o străină pe care alegi să-ți devină soție sau soț. E o taină în această îndrăgostire. Ei bine, toate acestea sunt niște funcții, niște opțiuni, dacă îmi permiteți o comparație cu opțiunile de la mașină. Electronice, dar evident nu sunt electronice. Omul este o ființă super, super, super dotată. Dar există oameni care refuză să-și împlinească chemarea hormonală în cadrul căsătoriei. Prin relația normală, sub legământul binecuvântat al căsătoriei, și atunci redefinește, prin maniere și atitudini păcătoase, împlinirea pe care el o simte ca și adult. O împlinire de altfel normală. Există posibilitatea să te căsătorești greșit și Dumnezeu va penaliza. Există posibilitatea să rămâi necăsătorit, dar nu ca și. Celibatar, care te-ai angajat să-ți dedici viața lui Dumnezeu, ci din potrivă, doar eviți instituția căsătoriei ca să-ți faci de cap printr-o angajare clandestină, partizană, destrăbălată, împăcat, împotriva voinței lui Dumnezeu. Omul are o viață scurtă și, în curând, fiecare muritor va da socoteală nu doar de orice cuvânt care iese din gură, ci și de fiecare atitudine, vrășmașă Creatorului, prin care a încercat să-și împlinească poftele cărnii, care de altfel nu sunt păcătoase, în momentul în care sunt împlinite în interiorul sacru al vieții de căsnicie, sub protecția legământului. Când se iese de aici, căsătoria devine greșită, păcătoasă și infidelă. Statutul căsătoriei este stabilit de porunca divină. Dumnezeu a zis și oamenii care se tem de Domnul vor ține cont de ce a zis Dumnezeu. Un al doilea element care definește statutul căsătoriei, statut care dă valoare importanței, este nevoia omului. Omul are nevoi pe care nu și le poate împlini decât în familie. Sunt nevoi care se împlinesc în alte prietenii. De pildă, vă aduceți aminte de cele patru tipuri de iubire pe care le definește cele patru cuvinte, cei patru termeni ai limbii grecești cu privire la a iubi. Noi avem capacitatea să spunem eu îmi iubesc pisica sau câinele, eu îmi iubesc mama sau tatăl și eu îmi iubesc soția sau soțul. Dar cu o anumită iubire îți iubești pisica sau câinele și înseamnă una, cu o altă iubire înseamnă îmi iubesc mama și tatăl și înseamnă alta, și să nu vă supărați, cu totul alta înseamnă îmi iubesc soțul sau soția. Dumnezeu, atunci când s-a exprimat în scriptură, a ales cea mai complexă limbă care era la vremea aceea, care are patru diateze, nu trei ca și cea română, și are o complexitate și o varietate foarte mare. Spre exemplu, există cuvântul de. Tradus de Cornilescu, dragoste, că n-a avut în limba română al corespondent, al cuvântului din limba greacă phileo. Dragostea aceasta este dragostea de camaraderie. Adică întâlnești o persoană cu care te potrivești, pe care îl găsești ca un om potrivit să-ți devină prieten. Îl suni, vorbești cu el despre lucrurile vieții, evident cu rezervele necesare, dar îți devine prieten, ești aproape cu el, unele evenimente personale sau de familie le petreci împreună cu el și devine o persoană specială pentru tine. Asta este dragostea de prietenie, de camaraderie. Femeile au prietene drept femei, bărbații au prieteni drept bărbați, copiii au prieteni drept copii și lista continuă. E, această dragoste însă e foarte limitată, nu-i ca și dragostea dintre soț și soție. În apanajul limbii grecești, în Tezaurul limbii grecești, găsim un alt tip de dragoste care definește un alt tip de relație. Și acesta este storge. Și este dragostea de familie. E dragostea pentru mama. E diferită de dragostea pentru prieten. Angajamentul este mult mai complex. Sau dragostea pentru copii. Dacă vorbim de dragostea mamei, pur și simplu am ajuns la capătul problemei. Dragostea din interiorul familiei. Această dragoste este o dragoste diferită în manifestare. Îți permiți mult mai multe. Există o anumită măsură de intimitate. Nu poți, în fața prietenului, să fii îmbrăcat într-un anume fel, te genezi dacă vine prietenul și te găsește în pijamale. Și nu-i frumos să-l primești așa, e mult prea intim pentru un prieten. Dar, în cadrul familiei, nu-i problemă. Iată, dar un alt tip de relație, definit de un alt tip de iubire. Însă lista continuă. Este o dragoste numită eros în limba greacă. De aici, în limba română, cuvântul erotic. N-are nevoie de explicație că știți la ce fel de dragoste se referă. Când acest cuvânt este aplicat la soț-soție, sub protecția legământului, nu-i păcat deloc. Dumnezeu spune în scriptură lucrul acesta și îl lămurește clar dar când această dragoste încearcă să fie satisfăcută cu altă persoană decât soțul sau soția, inclusiv cu tine însăți sau însuți, lucrul acesta este păcat. Este păcat. Dragostea eros este limitată la componentul numit soț și la componenta numită soție. Este atât de complexă stilul la tipul acesta de dragoste, încât are implicații pe care celelalte manifestări ale iubirii din celelalte raporturi, prieteni și membrii familiei, părinți și copii, nu le implică. Aceasta este în exclusivitate pentru soț și soție, nu i-valabilă pentru prieten și prietenă, girlfriend boyfriend. Nu i-valabilă pentru logodnic și logodnică. Nu. Nici măcar în noaptea de dinaintea nunții. E la fel de păcat ca, cu o mie, ca și cu o mie de nopți înainte de noaptea nunții. Aceasta este păstrată în exclusivitate pentru familie. Doar atât. Mai este un tip de dragoste pe care nu-l amintesc pentru că ea e o dragoste de factură, de tip spiritual. Dragostea agape și ea este definită de o iubire dumnezeiască, o iubire care s-a născut în sânul revelației. Nevoile omului sunt foarte complexe, însă ele sunt împlinite în diferența care este între bărbat și femeie. De pildă, Soțul accentuează performanțele profesionale. Un bărbat întotdeauna va primi valoare prin ceea ce știe el să facă. Meseria lui îi dă valoare. Ăsta unde se duce și câștigă bucata de pâine prin meseria lui? Pentru un bărbat, meseria e mult mai importantă decât pentru o femeie. Realizările profesionale sunt mult mai mari. Numai feminismul i-a dat femeii satisfacția. Care este pe jumătate falsă? Că meseria o face egală cu bărbatul. O femeie nu poate niciodată, din anumite puncte de vedere, să fie cu, egală cu bărbatul, după cum un bărbat nu poate niciodată, din anumite mod, puncte de vedere, să fie egal cu femeia. Soțul accentuează performanța profesională, în timp ce soția accentuează calitatea relațiilor. Niciodată un bărbat nu va fi priceput, nu va fi cald, nu va investi în relații, după cum investește o femeie soția ușor se împrietenește, ușor vorbește, ea ține la relațiile ei, în timp ce un bărbat nu este foarte rezervat în relații. Nu vreau să complic lucrurile explicând prea multe, pentru că noi toți suntem adulți și cel puțin din experiență personală știm că vorbesc acum de principii, nu de excepții, că în principiu soția este foarte sociabilă și soțul e foarte altfel. Ei bine, dar diferența nu constă doar în asta, diferențele sunt foarte multe, eu amintesc doar două, trei, pentru exemple. Soțul excelează prin discernământ, în timp ce soția excelează prin intuiție. E normal să fie așa. Pentru că între cei doi lobi ai creierului, femeia gândește cu dreptul, unde este centrul de emoție, adică de intuiție, în timp ce bărbatul gândește cu cel din stânga, unde e centrul de logică, dacă îmi permiteți, de orientare și de matematică. Pentru un bărbat să fie logic, este la el acasă. Discernământul e privilegiul unui bărbat. El gândește logic, de aceea bărbații sunt mai reci. 1 plus 1 fac 2 și cu asta am discuția. Pentru o femeie nu întotdeauna 1 plus 1 fac 2. Dacă e vorba de copilul ei, 1 plus 1, fac 3 sau 1, după caz. Când e vorba de copilul ei, când e vorba de familia ei, o mamă devine foarte subiectivă. Copilul ei este cel mai frumos, dacă îi spui că n-a fost cu ea, nu poate să accepte nici în ruptul capului că al ei copil poate să fie și altfel decât cu minte. Soțul însă gândește logic. Asta nu înseamnă că e mai bine într-un fel sau în altul, dar Dumnezeu i-a pus pe unul pe soț cu unul și pe ea cu una, pentru ca să poată exista o pereche. Și niciunul să nu se descurce singur. E nevoie să te căsătorești ca să ai ce nu ai. Soțul are siguranță prin realizări. Soția are siguranță prin relații. Soțul comunică idei. Soția comunică sentimente. De ce vă supărați pe soți că nu vorbesc? Mult. Ei comunică o idee, o idee o poți comunica într-o propoziție sau într-o frază și ce să mai spui după aceea? Să o repeți? Cum, cum a fost astăzi la lucru? Ok, ai comunicat o idee, totul e bine. Dar pentru o femeie, ok, înseamnă nimic, aproape că se supără și zice, n-ai chef de mine. Și soțul zice, mire, dar de ce n-am chef de tine? Păi tu mi-ai comunicat mie doar o idee. Ea nu știe că soțul, prin discernământ, comunică idei, ea emoțional. Comunică sentimente. Dar soțul nu trăiește în cutia cu sentimente. El nu comunică sentimente. Ea, când vine, împărtășește trăiri sentimentale. Și ca să împărtășești o emoție, trebuie să spui multe propoziții. Păi m-am simțit așa. Și când a zis așa, mi-a rupt inima. Am crezut că mor. Am crezut că mor acolo. O idee nu conține explicații sentimentale. O idee rece, e abstractă și comunică doar o realitate cosmică, atât. Bărbații comunică idei, a spus ideea și au tăcut. Ei sunt în stare să tacă. Femeile comunică sentimente. Sentimentele astea nu se pot explica ușor. Trebuie să vorbești o jumătate, cum poți explica că te-a te durut când copilul nu te-a ascultat? Am pot să spui simplu m-a durut. Păi atâta poți să povestești despre asta încât îți au o jumătate de oră ușor. Aceasta este explicația pentru care femeile au nevoie să-și explice trăirile interioare. Stări care sunt greu de explicat și au nevoie de multă, multă cuvinte, să nu spun vorbărie că are o conotație negativă. Ideile se comunică ușor. 1 plus 1, 2. Întotdeauna ai 2. Vară sau iarnă. E atunci când vorbim de acest statut al căsătoriei, vorbim de nevoile pe care un bărbat le are și nu și le poate împlini decât în căsătorie, nevoile pe care soția le are și nu și le poate împlini decât în căsătorie. Evident, atunci când vorbim despre statutul căsătoriei, spunem faptul că și cea mai mare intensitate a stresului, de care vă vorbeam mai devreme de Tom's acela care a descoperit, a lucrat 24 de ani încercând să Identifice, adică să găsească care sunt evenimentele din viața unui om, bărbat sau femeie, care produc cea mai mare intensitate de stres. Și a ajuns la următoarea concluzie. Pe locul 1 este moartea partenerului. Spun un lucru care sună ciudat. Nu se compară moartea partenerului cu moartea părintelui. Și acum spun unul și mai ciudat. Nu se compară moartea partenerului cu moartea copilului. Orice moarte este un dezastru, dar moartea partenerului te face cel mai vulnerabil. Copilul se face mare și se căsătorește, mama care a rămas sau tata care a, mai, care a rămas și lui vine rândul, dar niciodată nu o să mai ai pe cineva care să-i poată lua locul. Compania unde a lucrat își găsește mâine un alt angajat, mașina care a condus-o își găsește mâine un alt cumpărător. Dar omul pe care l-ai pierdut, bărbat sau femeie, te poți recăsători, dar niciodată nu mai este ca atunci. Nu vreau să vorbesc împotriva recăsătoriei. Sunt tot felul de situații, sunt tot felul de văduvii, tot felul de nevoi. Vreau doar să spun un, un singur lucru. În urma acestor cercetări, moartea partenerului este cel mai dezastros lucru care se poate care se poate întâmpla în viața unui om. Nimic altceva nu te poate coborâ mai adânc într-o stare de stres și de depresie ca și lucrul acesta, moartea partenerului. Probabil că ne aducem aminte că de-a lungul anilor am cunoscut persoane care au trecut prin aceste tragedii. Nu e ușor să-ți pierzi un părinte, Doamne ferește să-ți pierzi un copil, dar atunci când ți-ai pierdut omul, lucrul acesta este cel mai grav lucru care ți se poate întâmpla. Apoi, pe locul 2 este divorțul. E tot un fel de moarte și uneori e mai grea decât prima pentru că a murit, dar trăiește și nu te mai poți bucura de el. Nu intru în amănunte, nu este scopul meu, vreau doar să vă spun că pe locul 3 este separarea maritală. Separarea maritală este un fel de început de divorț. Lucrul acesta este la fel de grav nu este niciodată o soluție. Absolut niciodată nu e o soluție. Ochii nevăzuți, să știți că nu se vor îndrăgosti mai mult unul de celălalt, unii de ceilalți, ci din potrivă se vor uita mai mult unii pe ceilalți. Există o maximă care demonstrează capacitatea de a te îndrăgosti și spune următorul lucru, orice om se poate îndrăgosti de orice om cu care petrece prea mult timp împreună. Orice om Poate să uite pe orice om pe care, cu care nu mai petrece timp împreună. Omul așa este creat. Altfel, cum s-ar vindeca inima unui om care și-a pierdut soțul sau soția? Ar intra în pământ în două săptămâni. Dar durerea scade în intensitate. Scade, scade. Sigur că ea nu dispare niciodată. Nu știu cum e prin experiență. Știu din cărți și din poveștile celor care au trecut pe aici. Ei bine, am vrut numai să spun că statutul acesta al căsătoriei este și soluția fericirii. Oamenii încearcă să devină fericiți cumpărându-și tot felul de mașini, dezvoltând tot felul de business-uri, cumpărându-și tot felul de case sau realizându-se în alt fel. Însă Dumnezeu l-a creat pe om să fie fericit la modul excelent și superlativ doar în cadrul familiei. Dar ascultați-mă, dacă familia nu funcționează, dezastru la care este expus nu poate fi realizat în niciun alt domeniu decât în familie. Aici, fericirea este promovată de cineva care îți aparține și te iubește așa cum ești. Soțul sau soția, după ce te-a acceptat ca partener de viață, nu are dreptul să spună te iubesc dar vreau să fii diferit. E adevărat, soțul are dreptul să-i ceară soției și invers, să-și corecteze anumite lucruri care nu sunt bune. Însă, fiecare dintre noi vrem să fim iubiți așa cum suntem. Pentru că uneori avem limite pe care nu ni le putem depăși. Și limitele acestea sunt constituționale, nu dobândite. Dacă ai vrut să ai un partener mai inteligent, cu facultăți mai multe, trebuia să ți-l iei așa, nu ți-ai luat o fată sau un băiat simplu și toată viața îi reproșesc că nu are facultate. Păi de ce nu te-ai căsătorit dacă îți trebuie profesori? Trebuie să te căsătorești cu un profesor, nu cu un bărbat sau cu o femeie. Este cinstit să ne căsătorim cu cineva după nivelul nostru și după ce ne-am căsătorit să ne mulțumim cu nivelul acela. Nu mă refer la corectările vieții, ci mă refer la statutul pe care cineva le are din punct de vedere intelectual, emoțional și lista poate continua. Apoi, cineva să-i apar, să aparții și să fii iubit sau să iubești. Și de asemenea să existe urmași, lucru care conferă o mare, o mare binecuvântare. Ajungând aproape de încheierea acestor gânduri, am vrut numai să vă spun că Există o influență pe care modelul familiei creat de Dumnezeu sau făcut de Dumnezeu a avut-o în contextul social. Spre exemplu, modelul familiei realizat de Dumnezeu cu multe mii de ani în urmă a inspirat istoria umanității în toate instituțiile pe care societatea le are. 1. Psihologia socială și relațiile interumane. Toată psihologia socială are la bază regulile instituției familiei. Psihologia socială s-a inspirat, a copiat, l-a copiat pe Dumnezeu. Pur și simplu s-a uitat la Dumnezeu cum a creat familia și au inventat psihologia socială și se laudă astăzi că sunt, sunt inteligenți. Ascultați-mă, sunt imitatori, nu inteligenți. Inteligent este Dumnezeu, că au furat modelul fără să ceară dreptul de autor și mai luptă împotriva lui Dumnezeu. De asemenea, relațiile interumane funcționează după modelul de familie. 2. Instituțiile sociale de educație funcționează după modelul divin. 3. Instituțiile medicale funcționează după modelul divin de familie. Și 4. Instituțiile guvernamentale funcționează după modelul familiei. Acest model creat de Dumnezeu de mii de ani, aproximativ șase mii de ani, funcționează și societatea care s-a dezvoltat și a evoluat a copiat anumite, a copiat modelul familiei, manifestându-l în anumite atitudini și instituții sociale, guvernamentale, medicale și așa mai departe. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, ceea ce am vrut să vă spun în această lecție introductivă este faptul că familia este importantă nu pentru că vor creștinii, ci pentru că este porunca Creatorului. Doi, pentru că este singurul fel în care ne împlinim nevoile fără să păcătuim. Rămânem curați în fața Domnului. Biblia spune, o sugestie, când postești și te rogi să te abții de la relațiile intime. E doar o sugestie, nu e o poruncă, spune Pavel. Dar această sugestie este înțeleaptă și este bună. Dar după ce s-a încheiat postul și rugăciunea, Biblia spune să te împreunezi cu tovarășul de viață ca să nu fii ispitit. Ei bine, trebuie să menționez la numai o mențiune scurtă că și potențialul sau mai bine zis nevoia pentru relația intimă diferă de la un om la altul și uneori de la un partener la celălalt din cadrul căsătoriei. Și nevoie de multă înțelepciune, de multă finețe și de un angajament priceput care să menajeze situația din fiecare familie. Și apoi, fericirea după care tânjim. Nu se poate realiza la biserică. Să nu te aștepți niciodată să fii iubit de pastor pentru că nu ești iubit acasă în familia dumitale. Niciun pastor nu te poate iubi cum te iubește tovarășul de viață. Niciun dirijor, niciun prieten, nici o rudă, nimeni dacă ești neîmplinit în familie, degeaba pui vina pe cineva că nu te iubește așa cum vrei. Nevoia pe care o ai trebuie împlinită în familie, iar dacă nevoia aceea nu-i satisfăcută, degeaba vei da vina pe celelalte tipuri de relație că nu ești împlinit într-unul sau în altul. Oamenii lui Dumnezeu, familia este cel mai important lucru din viața unui muritor, pentru că Dumnezeu a așezat omul creat în interiorul familiei, acolo e fericit, acolo și împlinește nevoile pentru că este porunca divină. Vreau să ne rugăm lui Dumnezeu. Să ne rugăm să ne vindece rănile, să ne dea viziune, să ne dea înțelepciune, să ne consolideze familiile, să aibă milă de copiii noștri, care la rândul lor când vor ajunge la vremea să se căsătorească, să se căsătorească după porunca lui Dumnezeu. Închei cu versetul. Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm.